Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară discutăm cu domnul Victor Stepaniuc, doctor în istorie. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara! Domnul Stepaniuc, vreau să am astăzi o discuție așa lejeră despre tot ceea ce s-a întâmplat în săptămâna aceasta, dar începem cu ziua de astăzi, pentru că am avut organizat un marș de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și aceasta a marcat ziua de astăzi. Spuneți-ne, vă rog, din punct de vedere istoric, această zi trebuie să rămână ca o zi în care să ne manifestăm în felul acesta? Desigur, în Republica Moldova, istoria acestei zile este marcată, de fapt, și de trecut, și trecutul din perioada sovietică, și de faptul că semnificația sărbătorii a rămas și după ce Republica Moldova a devenit stat independent. Trebuie să menționăm că mai multe state, circa o jumătate de state, cel puțin din Europa, sărbătoresc 1 mai ca o sărbătoare, ca sărbătoarea solidarității muncii. Este o sărbătoare legată, în general, cu lupta, spunem așa, a clasei muncitoare, a săracilor pentru drepturi, a angajaților pentru drepturi. Este o sărbătoare care în multe țări are semnificație și mai mult sindicalistă în Occident, Marea Britanie, țările Scandinavie și alte, Italia, Spania. Acolo, de obicei, sindicatele cu partidele de stânga organizează. La noi, și în perioada sovietică, și că trebuie să spunem așa, până în ultimii ani, sindicatele și câteva partide de stânga participau activ la marcarea acestei zile, se organizau manifestări, noi cunoaștem. Din păcate, acum avem anumite scandaluri, anumite slăbiri a sindicatelor, trebuie să recunoaștem. Eu nu am văzut astăzi sindicatele în general. Nu a fost o declarație a sindicatelor, lucru foarte straniu într-o țară în care sunt foarte multe probleme. Mai ales în situația în care pedagogii au ieșit recent la proteste cu sindicatele. Atâta timp cât probleme pe piața muncii sunt foarte mari. Și trebuie să spunem că, de fapt, una din marele probleme ale societății noastre, criza socială-economică, afectează în primul rând, de fapt, angajații, în primul rând oamenii care nu găsesc un loc de muncă bun, bine plătit, salariile care sunt foarte joase, condițiile de muncă care sunt inacceptabile pentru o țară civilizată. Din păcate, toate chestiunea asta noi avem în Republica Moldova, adică aici este un ghem mare de probleme. Fapt că Partidul Socialiștilor a organizat deci această manifestare, eu aș spune că de fapt e un semn de respect față de sărbătoare și față de clasa muncitoare. Am văzut astăzi lozince interesante, am văzut discursul și a președintelui și a liderului socialiștilor, domnului domn președinte și a doamnei Greceanei, și altor lideri care au vorbit, mie mi se pare că s-a făcut lucrul acesta decent. Deși, sincer vorbind, ca o persoană care cunosc și deci, aspectele deci, mai întunecate a politicii noastre moldovenești, este foarte dramatic. Partidele de centru și partidele de stânga, de fapt, nu au sărbătorit, nu au venit cu un care ar fi trebuit să o facă, nu? E indiscutabil. Deci în programele lor și de partid este inclusă această... Nu este vorba numai de programele de partid, atâta timp că partidul se anunță ca partid de stânga. De stânga, da, ar fi trebuit partid să socialist, social-democrat, social-comunist și așa mai departe, a marca zilele respective, a marca nu numai doar ca sărbătoare, dacă un manifestare de protest, de atenționare, fiindcă tot timpul atenționarea și sărbătoarea respectivă este îndreptată împotriva guvernanților, împotriva angajatorilor. Sindicatele de multe ori fac câteva zile în alte țări, fac proteste chiar și înainte de 1 mai, 1 mai, 2 mai și așa mai departe. Lucru care nu s-a văzut în Republica Moldova, se vede că, în primul rând, noi trebuie să vorbim de lipsa de organizare a liderilor politici, o anumită scindare, dezbinare foarte serioasă în centru și în stânga eșcherului politic. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Pe de altă parte, hai să recunoaștem, în stradă au fost destul de multă lume, două coloane mari, am văzut foarte mulți oameni pe trotuare care au participat, au privit dintr-o parte, au făcut fotografii, au observat chiar turiști străini,
care s-a părut interesant că în Republica Moldova. De socializare abundau de fotografii. Da, și să recunoaștem că moldovenii la ziua din 1 mai, acei care mai au nostalgie pentru, pentru perioada sovietică, ei pleacă la odihnă, să mai odihnesc undeva, la frigărui și așa mai departe. Lucru care s-a observat astăzi în, în preajma Chișinăului. Chișinăul a sărbătorit. Trebuie să remarcăm. Da, în țară nu prea s-a văzut în alte raioane. Nu s-a văzut din cauza că trebuie să nu spunem... Nu a avut cine să-i organizeze. E indiscutabil că așa este. Chiar dacă Partidul Democrat se anunță după doctrină tot un partid de centru-stânga, dar liderii acestui partid nu îi prea am văzut pe la manifestări, plus de asta ei controlează cea mai mare parte a raioanelor. Eu cunosc acum și liderii lor, președinții raionali, nu au organizat niște manifestări vizibile. Poate nu cunosc tot, dar ceea ce am văzut pe la știri și pe la rețelele de socializare, s-a văzut că președinții de raioane se odihnesc. Se odihnesc mai mult decât poporul. Asta ar însemna că totuși ar fi un imbold pentru politicieni ca să mai revadă acest raport de colaborare între partea stângă? Indiscutabil. Politică. Chiar ziua de astăzi, chiar manifestarea organizată de socialiști a fost un prilej ca liderii altor partide să vină cu un cuvânt de salut, să vină cu un mesaj, să vină să salute lumea, să vină să se întâlnească. Dar nu a fost aici o frică de a nu fi înghițiți de socialiști? Nu este vorba despre asta. Eu vreau să spun că faptul că socialiștii este un partid puternic astăzi, asta nu trebuie să creeze prea multă repulsie în societate. Noi trebuie să depășim perioada când veșnic vedem confruntarea între partide. Noi trebuie să înțelegem că la anumite etape, și amu este momentul, vreau să spun momentul istoric, încerc să vorbesc ca profesor de istorie, că situația este foarte complicată în țară, în primul rând social-economic. De fapt, este catastrofală. Și alegerile prezidențiale nu au putut să soluționeze cele mai dramatice cataclizme care noi le avem. Și noi trebuie să încercăm să o facem asta în 2018. De fapt, președintele azi a vorbit despre că trebuie să-l dăm lupta decisivă în 2018 și asta trebuie să creeze în rândurile opoziției, mai ales de centru-stânga, un imbold ca să se meargă în întâmpinare. Nu vă place un lider, veniți la cu alt lider. Nu vă place al doilea, creați alt coaliție. Dar vedeți până la în ultimele luni, în ultimele săptămâni, după alegerile prezidențiale, nu s-a văzut această mișcare în întâmpinare. Și aceasta trebuie să ne pună pe gânduri. Eu mă adresez, deci, în primul rând, adepților și activiștilor altor partide. De ce ei nu au fost astăzi la manifestare? Nu că să-i dăi salut președintelui sau doamnei... Da, domnul președinte a zis că a fost invitat astăzi. Dar veniți domnilor, în coloană, organizați-vă, arătați că sunteți forță, arătați că sunteți cu oameni, sunteți solidari. Veniți cu cea mai simplă lozincă. Vrem salarii, vrem locuri de muncă, jos guvernul. A fost o bun prilej pentru a fi mai aproape de popor. Așa este. Cu atât mai mult că e un prilej atunci când poporul se mobilizează de a veni la sărbătoare. Uneori ești nevoit să-l chemi și e foarte greu să-l mobilizezi. Dar în mentalitatea națiunii noastre este această sărbătoare, ea e sărbătoarea solidarității. Aha, atunci să fac meeting-uri, să fac parade, să fac marșuri și hai să vedem. Lumea a ieșit, s-a uitat în prejur, s-au salutat, multă lume, eu am fost și eu în coloană acolo, multă lume s-a apropiat, domn Spaniuc, dar ce vă gândiți de asta? Adică oamenii pun întrebări de viață, oamenii pun întrebări și retrăiesc de țara lor, retrăiesc de situația care este destul de complicată și politică și socială economică și caut să asculte politicienii. Politicienii azi au putut să vină cu coloanele lor, să vină și să vorbească pur și simplu pe oamenii pe trotuar. Da, o altă frică sau teama a celor care ar fi putut să vină nu a fost că să nu se alinieze mentalității sovietice, ca să nu să le zică lumea că promovează pro-Rusia, ideile pro-Rusie. Dar nu este vorba. Acolo noi nu am văzut astăzi idei pro-Rusie. Oamenii au vorbit mai mult și mesajul care a fost mesajul mai mult
închinat sărbătorii, de fapt, problemelor care există în societate, majoritatea vorbitorilor. Faptul că au venit câțiva deputați din Federația Rusă, asta nu ne încurcă ca să invităm și din alte țări, dacă avem numai decât interes. Dar pentru liderii politici, mai ales de centru stânga, mie mi se pare că este o scăpare. Este, vă spun, că incapacitatea de a purta dialogul. Și ea s-a văzut în ultimii ani, înainte încă de 2009, și ea, din păcate, persistă. Și dacă avem această incapacitate de dialog a liderilor, desigur, și populația este derutată. Eu vreau să sper că apropierea către alegerile parlamentare din 2018 o să ne mai facă o leacă mai înțelept și o să ne impună să facem un pas în întâmpinare. Fiindcă nu este posibil masiv în condițiile de astăzi, în condițiile când oligarhia controlează majoritatea parlamentară, controlează structurile statului foarte dur, toate puterile care noi le spunem că într-un stat democratic trebuie să fie separate, da? Inclusiv autoritățile publice cele mai mari. Este foarte greu să fie lupta pentru 2018. Dar având în vedere că suntem după Constituția Republică Parlamentară, este nevoie ca majoritatea parlamentară să vină una înțeleaptă, cultă. Eu cred că partidele de stânga astăzi sunt pregătite ca potențial. Sunt pregătite. Marea problemă că ele sunt dezbinate. Dacă ei depășesc dezbinarea, dacă nu total, măcar parțial, măcar din punct de vedere tactic, da? Atunci, desigur, lucrurile se pot schimba mai radical în 2018. Așteptările oamenilor astăzi sunt. Deci speranță, încredere că putem să facem și să protejăm și drepturile celor mai uropsiți, cei care sunt fără salarii și fără locuri de muncă, pensionarilor și așa mai departe. Adică țara e într-o situație foarte complicată. Și repet, responsabilitatea politicienilor este foarte, foarte, foarte mare. Acum. Dacă trecem și vorbim iarăși despre înțelepciune și responsabilitate politică, la sărbătoarea 9 mai, faptul că în Parlament s-a votat ca 9 mai să fie sărbătoare dublă, și ziua Victoriei și ziua Uniunii Europene, aici nu se vede o altă atitudine față de, sau tot nu vor ieși cei care trebuie să sărbătorească aceste zile? În primul rând trebuie să spunem că sărbătoarea din 9 mai probabil că este cea mai națională sărbătoare a noastră. Eu am observat ca polițian cu anumite experiențe, am lucrat mulți ani, mulți ani am fost și deputat și am fost și viceprim-ministru. Vreau să vă spun că anume la 9 mai populația Republicii Moldova sărbătorește cea mai mult și cu cea mai mare deschidere. Nici data de 27 august nu e așa de important pentru unii. Nu este așa de larg sărbătorit. Poate că se lămurește prin faptul că 27 august vine vara, la sfârșitul concediului, nu toți îți veniți din concediu. Poate că asta este cauza. Dar strict numerar, eu am numărat într-un an, asta a fost în 2008, aproximativ câtă lume a venit la manifestări și a fost prin... Eu vreau să spun că a participat peste 370.000 de oameni în toată Republica au sărbătorit. La o populație de 3 milioane și jumătate, asta 10%. Dumneavoastră nu ați găsit o țară europeană care masiv ar sărbători oarecare, chiar sărbătoare națională în felul acesta. Și vreau să vă spun că aceste tradiții de a sărbători numai noi le avem aici în Moldova și sărbătoarea aceasta nu este azi posibil de a o da în umbră, de a o da trecutul. Acei politicieni care încearcă a căuta cumva compromisul între sărbătoarea 9 mai, ziua Victoriei, și 9 mai, ziua... Mie mi se pare că această decizie a Parlamentului totuși nu a fost una fericită. Nu știu cum o să procedeze până la urmă președintele, fiindcă el e pus în niște limite. Da. Compromisul s-a căutat de mult. A fost câteva propuneri ca să sărbătorească sărbătoarea Europei mai târziu, pe data de 10. Mai înainte de obicei. După asta mai târziu. 9 mai. A fost și ideea de sărbătorit pe 8 mai. Dar până la urmă vreau să vă spun că formula nu s-a găsit și chiar reprezentanții Uniunii Europene aici în câteva rânduri, în 2008 și în 2009, ei au căzut de acord, văzând situația din societate, că haideți să lăsăm ziua Europei peste o săptămână. Așa, da. Adică ei o lăsau... Dacă o făceau într-o zi, așa cum acum s-a decis, creează dezbinarea aceasta și ură unei pături. Și nu numai asta, dar chiar nici manifestările lor nu au pondere, nu sunt decisive. Ei au observat aceea.
Acest specific este în Moldova. Acum s-a votat cum s-a votat, s-a votat. Dar pe ce a fost miza? Din ce cauză credeți că s-a procedat? Partidul Democrat a mers cu... E greu de spus. Partidul Democrat caută să demonstreze Europei și aliaților europeni și partenerilor că ei sunt cei mai pro-europeni și ei sunt gata și ei fac lucruri pompoase, fac lucruri deci mimate. Eu trebuie să le spun, eu trebuie să spun direct și mie mi se pare că politicienii europeni de fapt înțeleg acest lucru, că în Republica Moldova de fapt integrarea europeană și europenizarea se mimează. Au făcut-o poate și în pofida socialiștilor, au făcut-o poate să-i mai pui o căpcană președintele, fiindcă observați dumneavoastră că ei practic săptămânal adopt câte o hotărâre unde să-l pună în situații președinte. Care contravine cu da. Cine ce se în loc să caute să colaboreze, să înțeleagă că compromis. Situația este complicată, că puterea în general de stat are două capete acum, inclusiv președintele care îmi pare mie mai mult că e în opoziție decât e la guvernare, în loc să găsească. Mie mi se pare că Partidul Democrat, liderii acestui partid, nu-și dau seama despre responsabilitate. Nu se poate ca să guvernezi țara 4 ani, 8 ani de zile și să lași în urmă ruine. Vine timpul, vin după aceea bătrânețele, scriu politologii, vă să vă scrie și istorici și vă să vă scrie istoria acestor timpuri și mie mi se pare că nu o să le șadă, deci nimănui bine, nici domnului prim-ministru, nici liderului PD-ului și nici domnului președinte a Parlamentului și altor lideri, nu o să-și găsească locul respectiv deci demn în istorie. Țara are nevoie de schimbări. Schimbările trebuie să fie calitative. Schimbările nu trebuie să fie declarative, trebuie să fie calitative. Noi trebuie să înțelegem că dacă am rămas pe piața muncii în Republica Moldova angajați circa 640.000, asta e catastrofă, pentru că noi avem 600.000 de pensionari astăzi. Și nu este posibil nicio reformă. Tot ce promovează ei acum este minciună. Și asta o știe foarte bine domnul Candu și domnul prim-ministru și mulți și miniștri și așa mai departe. Atâta timp cât nu vin venituri de la salariați, atâta timp când nu strâng impozitele de acolo, atâta timp cât o parte bună din firmele este oligarhi și singur plătesc rău impozitele, nu pot să vină bani în fondul social și nu pot să vii în fondul de pensii. În acest sens, orice reformă declarată, că noi o să facem, noi o să vă majorăm, nu știu cu ce o să majoreze, în cele de urmă se vede că sistemul de pensionare o să moară dacă lucrurile continuă în felul respectiv. Și aici încerc să spun, cum nu ar fi aceste două mari grupări, pe de o parte socialiști, da? Care partidul cu cea mai înaltă pondere și multă lume speră și pentru 2018 ca să vină la guvernare. Și opoziția, astăzi se recunoaște că partidul, nu opoziția, dar Partidul Democrat, care e la guvernare. Aceste două mari forțe trebuie să înțeleagă că sunt lucruri care ei nu pot să le lasă pentru viitor. Ei astăzi trebuie să aibă capacitatea să înțeleagă că în economie sunt probleme, în agricultură sunt probleme, pe piața muncii sunt probleme, în învățământ sunt probleme foarte mari, în sănătate, din cauza că e vorba de finanțare, e vorba de potențial uman care pleacă din țară și atunci care e soluția dumneavoastră? Ia că uitați-vă că soluția nu sunt. Am auzit noi de la ministrul nostru a economiei, lăudații lor miniștri de proveniență europeană și cu pașapoarte franceză, deci o idee deci interesantă pentru Republica Moldova. Nu. Deocamdată nu, pentru că nu este. Ei știu a majora numai, se majorează taxele, se majorează amenzele, se majorează deci tarifele, poftim, noi nu știm acolo cu ce preț cumpărăm curentul din Ucraina și în general, dacă Ucraina în general, dacă poate ea vinde acum curent în problemele care ele are. Deci, din păcate, avem o guvernare iresponsabilă și dacă le-a rămas, încerc să spun, dacă le-a rămas puțin obraz, atunci, desigur, ei trebuie să se apuce de problemele țării. Dar problemele țării, asta, având în vedere și sărbătoarea de astăzi, asta sunt problemele, în principiu, de calitatea vieții. Asta e problemele oamenilor, tinerilor, bătrânilor, angajaților. Salarii, salarii și încă o dată salarii.
Venituri și încă o dată venituri. Dacă aici venituri nu sunt, înseamnă că noi trebuie să găsim soluții, noi trebuie să găsim deci alte ramuri, trebuie să găsim piețe de desfacere, trebuie să venim cu ideea producerii și așa mai departe. Președintele Dodon, cel puțin în campania electorală și acum după campania electorală, încearcă să vadă niște proiecte economice în spațiul CSI-ului și în spațiul... Vorbiți despre aderarea la sau da. Dorința de a face parte... Eu mă uit ca un proiect care îl văd anumite deci, chestiuni realiste acolo. Putea să avem beneficii din asta? Indiscutabil. Înțelegeți cum? Marfa noastră este cunoscută aici, noi cunoaștem drumurile, noi cunoaștem aici limba, noi cunoaștem aici drumurile toate și noi cunoaștem specificul, că această marfă este acceptată în acest spațiu. În spațiu european, marfa noastră o spătrundă. Eu sunt convins că asta o să se întâmple în 20-30 de ani, dar numai nu acum. Cu atât mai mult că ei azi... Dar Moldovei trebuie acum. Noi nu putem să așteptăm 30 de ani. Noi nu putem aștepta 30 de ani, da? Și în acest sens, desigur, spațiile ambele trebuie păstrate deschise. Deci ne trebuie politicieni inteligenți care poate și stânga și dreapta să împace atât Uniunea Europeană ei cât și partea... Ei trebuie să conde masivul de forță de muncă care este angajat. Fiindcă uitați-vă oamenii. Oamenii au făcut, de fapt, alegerea fără știrea noastră și fără știrea politicienilor. Fără știrea politicienilor, într-adevăr. 500 de mii s-au dus în Rusia, 700 poate 600-700, că nu este precis cifra. Și alții 400-500, aproape jumătate. Adică avem 1 milion de oameni care practic s-au împărțit în două spații. Și Moldova este aici în Europa. Moldova nu poți să o duci tare nici în Rusia și Moldova nu poți să o duci tare nici în Europa. Moldova e acasă. Da. Moldova e acasă, ea e în Europa, ea urmează să-și găsească căile de colaborare. Avem 10-12 state partenerii de care noi depindem. Din păcate depinde. Mai suntem și un spațiu care face jocuri geopolitice în acest, se fac unele jocuri geopolitice în acest spațiu. Jocurile politice, geopolitice se fac de multe ori din cauza tot așa lipsei de coerență și incapacitate. A politicienilor din țara aceea? Din țara noastră. Fiindcă nu o să aduc exemplu unor țări vecine care au căzut în această căpcană. Și este foarte riscant ca noi să ne mirim această capcană. Da, se vorbește foarte mult acum la moment că suntem la limita să cădem în capcană și ar fi trebuit să ia niște decizii destul de importante și serioase guvernare pentru aici, a nu ajunge. E indiscutabil că aici eu am vorbit la începutul emisiunii despre dialogul care trebuie să-l aibă politicienii. Fiindcă elitele politice care sunt astăzi dezbinate la noi trebuie să înțeleagă foarte bine că acum ai cu cine discuta. Da, nu este dialog, dar cel puțin ai. În față stă omul care e politician ca tine și el vine în alegeri cu lozinci, cu propuneri, cu proiecte, cu pachete, cu echipă și cel puțin este partenerul. În cazul unor conflict, care conflictul poate să adâncească, când șad partenerii externi la spate și te și conduc, conduc ca pe păpușă, atunci deci politicieni, atunci gata, s-a terminat dialogul. Atunci dialogul o să fie doar accidental. Doamne ferește, el poate fi numai pe câmpul de luptă. În general, primejdea unui conflict în perspectiva deci oarecare, el există. Eu încerc să vă spun că Europa astăzi arată ca Europa anul 1938, adică în prajma celor de-a doilea război mondial. Așa, desigur, depinde de marile puteri internaționale. Da, și depinde și probabil și de alegerile Rusia, care vor de fi acum SUA, în Franța, în cazul în care se întâmplă o altă alegere. Rusia, SUA, Europa, mai multe state europene. Germania, Franța. Indiscutabil. Și țările astea mici care sunt nevoite astăzi să se aranjeze cumva, adică să se alinieze. Dar important este ca noi să nu ne aliniem cu ochii închiși. Și în detrimentul propriului popor. Asta e. În detrimentul propriilor interese. Deci noi trebuie să înțelegem unde sunt interesele noastre. Noi nu avem interese militare, noi nu avem armată și nu o să putem niciodată să ne apărăm împotriva deci, unor cuceritori sau ocupanți. Înseamnă că mesajul nostru diplomatic trebuie să fie în primul rând colaborarea, deci securitatea, neutralitatea și scoaterea tuturor problemelor care dezbină societatea. Dar pe noi ne dezbină foarte mult, eu cred că, în primul rând, problemele social-economice, fiindcă se vede concret că liderii noștri nu sunt capabili să construiască viața. Și atunci lumea e nevoită să își ia geamantanele și să plece. Și, plece, și asta este drama. Vorbim și despre plecarea aceasta masivă a moldovenilor, dar acum vreau să vorbim despre decizia și aici iarăși este o situație complicată. Nu au înțeles o mare parte din moldoveni, din cetățenii Republicii Moldova, de ce moțiunea de cenzură
ministrului educației a picat și nu a fost votată demiterea doamnei Fusu. În situația în care este clar că ministrul educației la moment nu face față situației. Dumneavoastră fiind pedagog și eu la doamna, fel. Doamna Fusu este ministru, eu m-am deprins că fiind în ierarhia statală să port respectul față de ministru, fiindcă sunt așa ierarhia. Pe de altă parte trebuie să recunoaștem și eu cred că și dumneavoastră este conștient că nu este specialist în domeniu. Că de fapt acest domeniu este unul foarte complicat. Deci, înțelegeți cum în toată lumea, încă cândva, prin anii 60, americanii spuneau că, de fapt, Ministerul Educației în orice țară este cel mai greu minister, fiindcă noi aici ai, de fapt, un întreg minister de intelectuali. Aici sunt oamenii toți cu studii superioare, oamenii care zilnic cu cartea în mână, fiindcă și profesorul de geografie și de filozofie și de politologie și de orice, el e cu cartea în mână. În sensul acesta, acel care vine în fruntea ministerului trebuie să fie un om din domeniu, un om care se cunoască tot specificul. Din toți ministrii pe care dumneavoastră îl considerați ca cel mai din domeniu și cel mai adecvat pentru această funcție? Pentru că am avut parte de oameni care... Am avut doi miniștri buni din domeniu. Deci am avut domnul Găuga, care a venit din domeniu și a lucrat toată viața acolo și cunoștea 100%. Și a doilea personalitate e domnul Valentin Beniuc. Domnul Valentin Beniuc, care domnul Șlechtițchi este... din domeniu. Nu, Șlechtițchi tot. Este altceva, că el a lucrat foarte puțin și nu prea s-au văzut proiecte. Gaugaș era personalitate, da, Gaugaș, a fost personalitate din domeniu, a cunoscut domeniu, el a venit cu mai multe idei de reforme. Domnul Valentin Beniuc, la timpul respectiv, am aderat împreună, atunci am semnat documentele, deci aderarea la procesul de la Bologna. Asta a făcut acest ministru. Acest ministru, inclusiv și noi, eu eram președinte de comisie, adică am lucrat împreună. Dar vreau să vă spun că... Pe parcurs, faptul că ceilalți miniștri nu au fost bine pregătiți pentru această funcție și nu au făcut niște reforme vizibile, a adus la starea negativă acum din sistem? Care o avem Nu, trebuie să spunem că... Sau sistemul de educație, de învățământ... Sistemul de educație, de fapt, a degradat... Când? Trebuie când să recunoaștem după deci, când s-a început perioada independenței, sistemul a început să degradeze din ce cauză? 25 de ani. În primul rând, este vorba de finanțare. Sistemul respectiv, hai să ne ducem mai minte, că el în perioada sovietică învățământul era gratuit, statul, de fapt, finanța foarte serios. Eu vreau să vă spun că după potențialul Uniunii Sovietice, asta se duceau 10% din produsul intern PIB al Uniunii Sovietice. Uniunea Sovietică cheltuie alături cu China, cu Statele Unite, cu Germania, țările Scandinavie, 90% din PIB ei cheltuie. Și sovieticii făceau acest lucru. Deci sistemul sovietic și astăzi este prețuit. Trimiteți orice moldovean în Statele Unite Americii sau în Italia. Care a făcut studiile în și el o să-i convingă pe americani că el este cel mai deștept și cel aici mai... Sunt de acord. Avem copii din Moldova care învață în Statele Unite și ei sunt cei mai buni la școală. Acum, întrebarea mea este, dumneavoastră a zis că ați participat la implementarea sistemului de la Bologna. El a adus ca să îmbunătățească sistemul de la Bologna? Sau el a fost implementat la noi așa, de andoasele? Sistemul de la Bologna, în primul rând, trebuie să spunem că el, efectele lui încă nu sunt clare pentru mai multe țări din Europa. Adică sunt țări din Europa, inclusiv țările puternici, care singura îl critică. Consideră că sistemul a slăbit, de fapt, nivelul învățământului superior, inclusiv în Europa. Inclusiv în Europa. La noi e indiscutabil. Dar a fost necesar pentru noi acest sistem de implementare? El prin ce este pozitiv? În primul rând, prin ideea unui spațiu comun, educațional, da? Unor standarde unice, europene, recunoașterea, de fapt, documentelor și, într-un fel sau într-altul, trebuie să spunem, mobilitatea studenților și profesorilor. Asta e important, fiindcă atâta timp cât... În cazul în care ar fi fost privit prin prisma aceasta de către toți șefii de instituții superioare sau de către toți oameni. Indiscutabil. El are 5 părți pozitive, dar el are numai puțin părți negative. Adică, în primul rând, trebuie să spunem că studiile sunt mai înguste, specializarea este mai îngustă, cunoștințe care se dau, e clar că se dau mai puține cursuri, atunci se face studii 4-5 ani, acum se fac numai 3. Și da. 3 ani de doctorat da. Se făcea și Este adevărat. 2. Și din acest punct de vedere, desigur, într-un fel este mai ușor acum de învățat. Acum, de exemplu, dar calitatea s-a pierdut. Dar calitatea, desigur, a descrescut, cu atât mai mult că din învățământ a plecat foarte multă lume. Ei, asta e un alt aspect. Deci au plecat. E același? Face parte din același lucru, s-a schimbat. E același ceva? Lucru. Dacă acum, domnii miniștri, domnul prim-ministru, nu înțelege că profesorii au nevoie mai de majorarea salariului urgent,
Pentru că eu vreau să vă spun, cunosc învățământul, că am lucrat mulți ani, inclusiv și președintele Comisiei Parlamentare, în fiecare raion s-au redus cu 30-40%, numai în ultimii 4 ani de zile s-au redus cu 30-40% numărul liceelor și liceenilor. La Chișinău s-a rămas mai absolvență sub 2000, cândva în perioada sovietică erau 10-12.000. Acum a rămas 2000, de 6 ori mai puțin decât în 1990. Asta e catastrofă, de fapt. Și asta se întâmplă de acum aici, în capitală, nu mai vorbim. Raionele, poftim, raionul Ialoveni a fost cândva 14 licee, acum au rămas 7. Raionul Hâncești, la fel, 16 licee, au rămas 8, au rămas 9 sau 8. Adică e vorba de o reducere de 40-50%. Și asta se întâmplă amâia sub ochii noștri. Și încă procesul acesta de optimizare nu este terminat. Mă întorcând înapoi la întrebarea care mi-a spus-o dumneavoastră cu doamna, sigur dumneavoastră nu este din domeniu. Și discursul care l-a avut în fața deputaților a fost, îmi pare că, destul de arogant și nu a fost competent. Adică... Mie mi-a plăcut aici replica doamnei deputată din PLDM, Maria Ciobanu, care a zis că doamna ministru este o catastrofă pe capul învățământului și eu cred că cu asta tot se poate spune. Nu am drept să vorbesc, dar doamna Maria Ciobanu este pedagog și probabil că a vorbit adevărul, a spus. Indiferent că eu nu am de alte opinii ideologice cu doamna Ciobanu, dar aici, mă rog, ea a privit obiectiv lucrurile. Este într-adevăr o catastrofă, fiindcă ministrul care este incompetent și mai ales nu are capacitatea să poarte dialog și dialogul cu polițienii în Parlament și dialogul în general cu cadrele, ministrul care nu are un sistem de control, nu are un sistem de monetizare activităților, de niște idei de reformare așa, a lăsat... Vedeți cum, noi din păcate avem foarte mulți oameni care în viața lor nu au condus măcar cu 4 oameni, fiindcă un manager trebuie să aibă cea mai elementară. E ca și Chișinău, e același lucru. Da, primăria Chișinăului. Cel mai important ar trebui să vezi pe cine a condus acest om și pe urmă să-l pui în funcții decisive. Corect. Înainte de la lege, senator sau deputat în Statele Unite, mergi și într-o dată îl întreabă despre biografie și caut să află omul ăsta unde a lucrat, ce probleme acolo a avut, ce probleme de familie a făcut, care e moralitatea și care e experiența lui profesională. Și asta poate lasă pe caracter și pe și modul său de a gândi. Un guvernator sau un măr sau un consilier sau un om din afaceri poți să-l alegi deputat? Marea Britanie. Intrați în Parlamentul Marea Britanie și o să vedeți. Toată lumea după 50 de ani. Adică vii în Parlament către 45-50 de ani. Deci 20 de ani tu trebuie să demonstrezi la locul de muncă, undeva în activități, în administrație, în business, în afaceri, la serviciu, ca pedagog, de exemplu, că ești consistent, că ești profesionist, că cunoști viața și abia atunci lumea este poți pregătită faci, să vă aleagă pe dumneavoastră față, da, deputat sau senator. Ceea ce la fel indignează foarte mult este reacția profesorilor și aici vreau să vă întreb părerea dumneavoastră. De ce s-au împărțit și pedagogii în două tabere? Cei care au crezut sindicatelor că se iasă acum la proteste, dumneavoastră ați remarcat faptul că este strict necesar acum să se mărească salariile pe profesorilor. Da. Și cei care au zis că nu, haideți să vedem ce fac aceștia sindicatele și după aceea ne vom gândi ce să facem. Aici, părerea dumneavoastră, nu ar fi fost bine să ieșim toți, să spunem cu glas tare, acum e momentul să ridicați salariile profesorilor? Eu cred că sindicatele fac jocul guvernanților. Eu cred că între dânsi există o anumită înțelegere și de atât dacă chiar sindicaliștii, în loc să mobilizeze mișcarea protestatară, da, ei singurul dizbină. Eu am văzut câteva declarații absolut contradictorii, cunosc o leacă jocurile acolo interne care se fac și vreau să spun că, și pedagogii dacă mă ascultă, că să nu aștepte de fapt sindicatele, este nevoie de a fixa o zi a protestului național și de făcut o grevă generală, deci pe toată țara. Nu vreau să sperie pe nimeni, dar profesorii trebuie să iasă și să-și apere niște drepturi, fiindcă este vorba de drepturile la salariu. Dacă polițistului, vameșului, inspectoratului fiscal, procurorului se poate de ridicat salariu până la 10-15.000. Și apropo, este foarte mare. Nu înțeleg de nicio cauză. De ce profesorii n-ar avea dreptul măcar la 40-50%? Ca de la 2.500 de lei să primească măcar un 4-5.000 de lei. Este o rușine când profesorul care are doctorat terminat, care citește la catedră cu stajul de 30-40 de ani. Este cel mai sărac acum în societate. Da, lucrează acum? Cu 2.700 de lei sau cu 3.000 de lei. Nici nu reușește să-și achite facturile. Este ceva... Indiscutabil.
Și asta de fapt este o catastrofă. Și eu aș vrea să atenționez domnul prim-ministru, fiindcă îl cunosc ca un bun specialist în trecut, cel puțin așa l-am cunoscut eu când am lucrat. Eu cred că domnul prim-ministru trebuie să caute rezerve pentru a majora salariile. El trebuie să ia singur la o discuție, fiindcă doamna ministru nu este capabilă. Domnul viceprim-ministru nu este capabil. Sindicaliștii indiscutabil că nu sunt capabili, dar domnul Filip ar face un gest. Domnul Filip, ați face un gest dacă dumneavoastră vă duce și ați sta de vorbă cu acest comitet de grevă, ați discutat cu dânși, nu puteți dintr-o dată 50%, dați în două rate 25 și 25 și ar fi tot o soluție, fiindcă oamenii aceștia, eu pe mulți îi cunosc din liderii aceștia sindicali, ei sunt gata să meargă la anumite compromisuri. Dar atunci când ministrul spune nu avem, nu avem, nu avem, adică pentru inspectorii fiscali... S-au dezamăgit domnul Stepaniuc în momentul în care s-a creat acest grup din cadrul ministerelor și o lună de zile s-a luat pauză. Atunci a fost prima dezamăgire. Desigur. Când nu s-au găsit numitorul comun și au cerut o pauză pentru comunicare. Desigur. Și pentru atunci eu țin minte că prima dată oamenii au zis aici nu se va întâmpla nimic. Când în comitetul de grevă, deci în comisia respectivă, deci se numesc funcționari de stat, mare succes nu așteptați. Nu aștepta. Ei sunt de obicei presați. Tata a fost probabil cu o greșeală, dar aici greșeală eu văd în primul rând din partea sindicaliștilor, că ei au venit cu propunerile, oameni buni, stați, mai duc și eu niște tratative cu partenerii sociali. A fost o greșeală. Profesorii au dreptul astăzi și strictă necesitate pentru majorarea acestui salariu. Și vă spun, nu este exagerat, cere 50, 70, chiar 100%. Dar, desigur, având în vedere că sunt peste 70-80 de mii până la 100 de mii de profesori astăzi în sistem și lucrători tehnici acolo sunt și bibliotecari cu un salariu absolut mizer de 1500 da. 1800 de lei. Și de atâta a majorat cu 50% este un minim la care domnul prim-ministru trebuie să găsească. Să-și reduc cheltuielile pentru Ministerul Finanțelor, pentru Ministerul Economiei, pentru deplasări în zadar, să mai reducă lecții premiile deputaților și miniștrilor și să majoreze salariile profesorilor. Sper că vom fi auziți, pentru că, într-adevăr, și după discursul doamnei Fusu din Parlament, pe rețelele de socializare, foarte mulți pedagogi au scris că nu înțelegem de ce ea nu a fost demisă. Ar fi fost un element de încurajare pentru toți că se schimbă ceva. Și nu înțeleg jocul, desigur, este o situație de joc între unele... Guvernanței, hai să spunem așa, nu au astăzi prea multe surse și resurse. Ei au nevoie de timp. Ei demonstrează destulă ineficiență de gestionare managerială, administrativă și așa mai departe. În cazul de față, doamna Fusu și adică un paratresnet, adică mai dați vina pe dânsa. Eu spun că e o dramă. Ca să mai treacă din timp. Eu nu aș vrea să îmi vinuiesc pe dânsa de toate rălile. Am cunoscut-o ca deputat și mai departe. Dar vă spun, pentru dânsa tot e o dramă. Fiindcă omul uneori duce o încărcătură și duce o sarcină administrativă care nu este pe putere dumneiei. Același lucru mă întorc la primăria orașului. Noi chișinăuieni, când ne-am dus de 3 ori și l-am votat pe domnul Chertoacă, ne-am lăsat un tânăr, de fapt, fără experiență în fruntea unui oraș. Și dumneavoastră așteptați de la acest... Apropo, a avut un val enorm de tineri și de oameni cum? De 3 vârsta ori. 35-40 de ani care aveau încredere în el atunci. Deși tinerii, dumneavoastră înțelegeți cum, noi nu trebuie să exagerăm rolul tinerilor în societate. Noi, desigur, vorbim de fiecare dată, tinerilor trebuie să le deschidem calea, să-i instruim și așa mai departe. Și să le deschidem calea spre funcțiile publice. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că nu trebuie exagerat. Totuși, majoritatea din tinerii care termină universitatea, ei își demonstrează capacitățile lor de viață, calitățile profesionale, deci competență și așa mai departe, pe parcursul 15-20 de ani. Este vorba de pregătire ca dumneavoastră să deveniți în funcție. Pentru că ce înseamnă un primar a capitalei? Nu, este personalitatea care mai departe trebuie să dețină niște calități de gospodărești, să știe cum să... El trebuie să vină după aceea și să pretindă a conduce țara, să devină președinte. Și atunci când noi am ales persoana respectivă, asta e pentru noi o mare încercare. Dar aici aducem un om foarte competent, care îl încercăm să vedem cum el... În cazul de față noi am avut un tânăr, la vârsta de 28 de ani sau 29... Bine, dacă nu era influențat de unchiul său, poate și mai făcea câte ceva, dar aici este și o influență.
asta demonstrează ceea ce vă spun eu. Tinerii trebuie să fie educați. Și dacă l-a dirijat unchiul, asta e marea lui dramă. Fiindcă un caracter format, atunci dacă el avea măcar un 35-40 de ani și avea experiență, el știa foarte bine că eu am să ascult partidul, dar totodată, pe de altă parte, eu trebuie în primul rând să țin cont de interesele cetățenilor și de profesiunile care le-am făcut electorale. Din păcate, lucrurile astea la dânsul nu s-au unit și el a văzut dezastru. Și mie mi se pare că el în ultimul timp, în general, de acum nu vine la serviciu. El e în dezastru ca personalitate. Dar dacă vorbim tot aici despre primărie, spuneți-mi, faptul că prim-ministrul Pavel Filip a luat pârghiile și s-a făcut gospodarul Chișinăului anunțând că intervine în lichidarea consecințelor intemperiei, ce înseamnă? Înseamnă că guvernarea a acceptat că primăria și primarul nu este capabil sau a venit cu o mână de ajutor? Cred că întrebarea dumneavoastră e temă pentru o emisiune aparte. Noi asemenea cataclizme am mai avut câteva în anii independenței, cel puțin vreo trei. Nu de asemenea, eu vorbesc de inundații, da? Ce-ți vă aminte? Inundațiile din 2008, inundațiile din 1994 și așa mai departe. Ele au cerut de la guvernanți și de la conducerea statului și de la primarii orașelor și președinței raionilor au cerut eforturi, competență. În cazul, în situația care am văzut-o noi zilele de a trecut, s-a văzut o lipsă de coordonare în general a autorităților. Fiindcă a ajuns până la aceea că președintele a încercat să implice, deși președintele nu are dreptul să anunțe o situație excepțională fără parlament. Fără parlament, da. Și asta e o mare prostie cine a făcut-o, fiindcă eu țin minte că în legea veche era că guvernul fixa, mai ales când era vorba de cataclizme. Dacă acum au modificat parlament, trebuie să spunem că asta e situația despre care când spunea cândva generalul de Gaulle francez, că noi am pierdut în fața Germaniei din cauza parlamentului nostru francez, că n-am putut să-l întrunim în 1940. Și am pierdut... noi, de ce ești? Poate fi inundații, poate fi un cataclism, poate fi să ruineze azi parlament. Parlamentul nu e posibil de întrunit. Deputații sunt plecați în teritoriu, în deplasări. Deci ar fi trebuit aici de schimbat. Desigur. Președintele și prim-ministru, cercuista de oameni, primele persoane în stat, trebuie să aibă deci, atribuții ca să anunțe în seara asta. Am adunat toată armata, am adunat ofițerii, am adunat deci, structurile militarizate și am salvat situația. Faptul că nu s-a curățit practic o zi întreagă, pe data de 21 noaptea și ziua nu s-a curățit și primarul în loc să spună, da, nu două, dar eu spun catastrofal în general a fost data de 21. Da, dar apropo, mulți au menționat aici, mă scuzesc că vă întrerup, că ar fi putut preîntâmpinat această catastrofă ecologică, bine, așa, intemperie aceasta, pentru că meteo a anunțat lucrul ăsta că se va întâmpla și dacă erau pregătite structurile orașului, s-ar fi putut să fie mai simplu să intervii. Da, aici e vorba de organizare, e vorba de tehnică, instituțiile deci municipale sunt de fapt distruse. Ele nu au tehnică, nu este procurată această tehnică, primarul nu a găsit în 6 ani de zile și trebuie să spunem că de fapt și nici guvernul n-a găsit. Practic, cea mai mare tehnică a rămas din perioada de când conduce țara președintele Voronin. Atunci s-au procurat câte ceva și eu știu că și el așa la departamentul de situații excepționale. Erau în Republică cel puțin 80 de gradere pentru a curăța drumurile erau. Am înțeles că practic s-au rămas o treime. Mai multe raioane le s-au promis să le strămas tehnică încolo și tehnică așa și nu au ajuns. Hai să vedem drumurile principale care duc la Leușeni, drumul care duce spre nord, spre sud, la Cimișlei și așa mai departe. Drumurile astea au fost curățate abia a doua zi, pe data de 22. Adică este o rușine de fapt într-o țară că într-o zi nu s-o găsit tehnic pentru a curăța drumurile. Președintele a fost nevoit să scoată armata, să scoată acolo două tanchete care parțial au curățat. Și eu nu cred că aici era nevoie să blamăm pe unii că au ieșit oameni partinici să facă. Aici nu era cazul oamenii să intervină. Oamenii au ieșit toți ca să scoată. Eu am venit în ziua aceea la o emisiune. Chișinăul din mizerie. Ia că aici inclusiv la dumneavoastră am venit. În ziua aceea și am văzut toate drumurile că de fapt cetățenii pe lângă casele lor cu lopeți, cu topoare, cu hârlețe, au curățat, au scos copaci, i-au dat la o parte, fiindcă ei îngrădesc drumurile și curățau drumul. Adică cetățenii au făcut foarte mult lucru benevol și bravo lor. Și acele partide care au scos activiștii, este foarte și foarte bine. Și acele persoane publice, inclusiv deputați, miniștri care au putut să iasă și așa mai departe. Nu vreau să critic guvernul, dar nu prea am văzut guvernanță, inclusiv liderii partidului de guvernământ. Era, da, aici... Ei doar tot au organizații mari și au putut să spună, ia hai să salvăm, să sprijinim Chișinău. Și cel mai interesant că primarul s-a demonstrat încă o dată absolut dezarmat, el nu știe, el nu poate, el știe, numai face comentarii. Deci rușine.
Din păcate. Da, asta este situația și care și la ziua de azi mai avem copaci care nu au fost atinși, din păcate, atât. Eu nu știu care e situația în Republică și câte sate. Am citit astăzi o știre că mai sunt 10 sate fără lumină electrică, da? Și sperăm că se va termina acest coșmar în scurt timp și vom avea toții o priveliște mai frumoasă, pentru că Chișinăul arăta groaznic din tot. Domnul Stepanic, mai avem un minut și vreau să vă întreb... care este atitudinea dumneavoastră față de, dar asta iarăși este o temă pentru o emisiune întreagă, dar oricum, într-un minut, cum putem noi să scăpăm de fenomenul acesta de emigrare a tinerilor familiei? Este într-adevăr o discuție deci foarte mare care trebuie să o avem, în primul rând trebuie să o aibă guvernanței. Eu cred că noi am lucrat puțin guvernele după 91 pentru a preveni acest fenomen. Fenomenul respectiv este unul global. El așa se numește, globalizarea. Și în general, libera circulație este o idee promovată încă 40 de ani în urmă. Dar de multe ori această migrație sigur se face în detrimentul statelor slabe, statelor rău guvernate, acolo unde guvernanțe nu au capacitatea să creeze condiții de viață, de calitate, de posibilități sociale-economice. Și atunci e clar că o parte din populație activă îi pleacă. Pe mine, desigur, mă îngrijorează foarte mult. Eu consider că noi avem, de fapt, aici, practic, un atentat la securitatea națională. Vreau să spun că pentru asta trebuie pedepsiți oameni concreți, inclusiv guvernanței, care nu au luat măsuri. Pentru că noi vedem aici absolută inactivitate. Nu sunt proiecte, nu se face nimic ca tinerii, după terminarea studiilor, să-i spună că, bine, nu 100%, dar noi 70%, de 80% din voi, o să-i angajăm. O să găsim proiecte, o să vă propunem idei, cooperative, întreprinderi mixte, deci niște investiții, o să vă dăm niște credite și așa mai departe. Dacă lucrurile acestea nu se facă, desigur, tinerii nu se plece în țările vecine. Fiindcă... Și asta este o tendință care ia o avalanșă și mai mare, pentru că, de ce v-am întrebat asta și am vrut la final ca să punctez și să spun că am să organizez o altă emisiune care am să o dedic completamente numai acestei teme, pentru că ieri o doamnă, Ala Revenco, persoana care a fondat grupul Părinți Solidari și este o activistă destul de înrăită, a postat pe o rețea de socializare întrebarea, ce vreți să faceți, să plecați din țară sau să rămâneți aici? Că eu nu știu, am ajuns la situația să-mi pun și eu această întrebare. Vreau să vă zic că numai într-o zi, în vreo 20 de ore, 90 de oameni au spus posibil să plecăm din țară în următorii 2-3 ani. 36 nu voi pleca din Moldova în următorii 2-3 ani, 18 suntem ferm convinși că plecăm în țară în următorii 2-3 ani. În 20 de ore. Doar atâți au răspuns. Deci ar fi trebuit și aceasta să fie o alarmă pentru guvernanți, că oamenii masiv se gândesc să plece conștient, să plece din țară definitiv. Este greu de răspuns la întrebarea respectivă. Eu cred că dumneavoastră, greu în sens în câteva minute. Da. Eu cred că dumneavoastră, într-adevăr, trebuie să faceți o emisiune aparte. Ar fi bine să aveți posibilitatea să invitați cineva de la Ministerul Economiei, pentru că acolo sunt specialiști, acolo s-au făcut lucrări cândva, sunt proiecte pregătite, inclusiv legi adoptate, programe naționale. Am participat și eu la pregătirea acestor. Și vreau să spun ce s-a dovedit în perioada 2001-2009 și ce nu s-a făcut în anii aceștia, fiindcă lucrurile au fost lăsate baltă. Câteva proiecte. Abia acum se discută de niște proiecte pentru tineri, dar ele, desigur, cuprind un proporție. Dar din tinerii care sunt la dumneavoastră la institut, pleacă? Da. Pleacă. Da, trebuie să spunem că astăzi tinerii, că noi am făcut niște sondaje, deci aproximativ 60% din 100% din absolvenți, da, ei nu-și văd perspectiva aici în Republica Moldova. Și asta este foarte mult. Asta este foarte trist. Asta este foarte mult. Da, eu vă mulțumesc pentru discuția din această seară și vă doresc să aveți și dumneavoastră o seară frumoasă în continuare. Mulțumesc. Și să mai discutăm și pe alte teme, pentru că sunt multe de vorbit la noi. Felicitări cu sărbătoarea de astăzi și să avem încredere că de fapt putem cu forțe comune schimba lucrurile. Desigur, trebuie să avem capacitatea de a purta dialogul, de a căuta niște compromisuri și e posibil în Republica Moldova de găsit aceste compromisuri, fiindcă ajunge, noi am căzut prea mult, am căzut această țară, a degradat prea mult și e timpul să ne
oprim, să ne oprim și să încercăm a căuta soluții și nu numai a căuta soluții, dar și le-a implementa. Real, ele trebuie să azi implementate. Și aici e vorba și de prim-ministru, și e vorba și de președinte, și de liderii politici, și de parlamentul actual, indiferent de la ce partid. Noi trebuie să avem încredere că politicienii de fapt au fost aleși totuși nu întâmplător. Da, ei sunt cu greșeli, da, ei sunt cu păcate. Astăzi noi nu știm cine e cel mai vinovat. Dar până la urmă, dacă eu o să găsesc soluția, o să găsesc soluții ca în câțiva ani situația se schimbe și lucrurile să meargă în creștere, atunci, desigur, această generație a noastră nu o să fie ratată. Vom mai putea să fim în perioada în care să vedem aceste realizări. Da. Dacă pentru că nu, altfel atunci... tinerii au destule motive să nu ne respecte și să plece și să întoarcă spatele. Nu mai au niciun respect față de acestea. Să întoarcă spatele acestei țări. Da, vă mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor. Punem punct ediției din această seară. Eu vă doresc o seară frumoasă și vă aștept joi la 20:30. La revedere!